La Oravița se lucrează de săptămâni bune la reabilitarea termică a blocurilor, pentru care administrația condusă de primarul Dumitru Ursu a câștigat finanțare europeană de aproape 30 de milioane de euro. În acest moment, 45 de blocuri din cele 72 pentru care s-au obținut finanțări sunt cu lucrări executate în proporție de 50%. Deja se vede că fața orașului se schimbă, pentru că atunci când lucrările vor fi gata, Oravița va prinde culoare. Pe lângă culoare, se va schimba și confortul celor care locuiesc în aceste blocuri și asta fără nicio cheltuială din partea oamenilor. În cazul a 12 blocuri cu risc seismic se va interveni și cu lucrări de consolidare. La blocurile unde facem consolidare se pune plasă de Buzău și apoi se tencuiește. La fel se face și în casa scării, pentru că așa spun specialiștii că trebuie să se procedeze și din cauza asta s-au renovat scările doar la blocurile cu bulină roșie, care sunt cu risc seismic. La celelalte se face doar izolația exterioară, schimbăm acoperișul, curățăm subsolurile, unde înlocuim și conductele pentru a se menține un mediu bun pentru izolația pe care o punem și punem termopane la toate apartamentele care nu au. Pentru toate aceste lucrări, oamenii nu vor plăti nimic și nici nu vom mări taxele și impozitele pe clădire, așa cum vorbesc unii și alții. Totul este pe fonduri europene, a precizat primarul Oraviței Dumitru Ursu. Ursu mai spune că finanțarea europeană obținută pentru reabilitarea blocurilor se ridică la aproape 30 de milioane de euro, iar constructorii au la dispoziție între 6 și 12 luni pentru finalizarea investiției. S-au dat termene de 6 luni, respectiv un an. Constructorii care au luat mai puține blocuri și au și resursă financiară și resursă umană mai bună au spus că vor termina în 3-4 luni. Până în iarnă, cu siguranță, se vor termina aceste lucrări, iar cheltuielile locatarilor cu întreținerea vor fi mai mici pentru că nu vor mai exista pierderi de căldură, a mai spus primarul din Oravița, Dumitru Ursu. Lista imobilelor incluse în proiect din zona gării este pe site-ul urbanism.oravița, la fel și sumarul lucrărilor care se vor face. Se vor izola termic fațada, partea vitrată prin înlocuirea tâmplăriei clasice existente, a geamului inclusiv a celei aferente, accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată. Se vor izola termic fațadele, partea opacă. Se va realiza cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, polistiren expandat, ignifugat și centuri de vată minerală bazaltică cu o grosime a termoizolației de 15 cm. Consolidări structurale, acolo unde sunt obligatorii conform expertizelor pe partea de rezistență. Închiderea balcoanelor sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților. Izolarea termică a zonei de acces în casa scării, la pereții și tavanele comune cu apartamente. Repararea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe. Repararea acoperișului tip terasă. Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele și terasa blocului de locuințe, precum și montarea sau remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție. Se precizează că lucrările pot diferi de la caz la caz, funcție de situația existentă a fiecărui imobil. Reamintim că la momentul depunerii proiectelor pe PNRR pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe, Oravița s-a situat pe primul loc la nivel național, accesând cele mai mari fonduri.